Salutare! Sunt aici împreună cu Maria. Salut! Și cu Eve. Salut! Astăzi suntem plini de energie și facem o super provocare. Podeaua este lavă. Orice ar fi, nu avem voie să călcăm podeaua. Avem un traseu plin de obstacole, iar cine ajunge la final câștigă 200 de lei. Și este o modalitate în care poți să îți dublezi suma și să ajungi la 400 de lei. Sunteți pregătite, fetelor? Da! Eu sunt pregătită să câștig! Și eu! Și cine va începe această provocare? Eu! Traseul începe de pe canapea și se termină în bucătărie. Acolo se află și premiul de 200 de lei. Iar pentru a dubla suma, vedem la sfârșitul traseului ce trebuie să facă în continuare. Poți să te folosești de orice din jurul tău ca să ajungi la capătul traseului. Să vedem cum începe Eve. Abonații vor face parte din juriu. Ei vor decide dacă cineva trișează sau dacă atinge podeaua. Să vedem cum se folosește Eve de tot ce este în jur ca să ajungă până la ușă unde este primul obstacol. Și Eve folosește pernele. Și cum vrei să mergi mai departe? Așa, dar ce ingenios! Super! Și Eve ajunge la primul obstacol. Aici, ce trebuie să facem este să te învârți de 5 ori fără să calci pe lângă. Greșit! E un număr. Haide! Și 1 și 2 și 3 și 4, încă o dată, și 5. Bravo, de aici să vedem cum ajungi la masă. Și Eve, ce metodă! Să vedem, ar trebui să iei aia înapoi, să te ajute. Cum ai să faci? Sari înapoi. Bravo! E bine că nu e contra cronometru. Și așa, ajungem la masă. Trebuie să te urci peste ea. Trebuie să treacă Eve peste această masă. Și să văd pe Maria cum trece de masă. Îndată o vom vedea pe Maria. Prima dată să vedem dacă ajungi tu până la finalul și provocării. Și pe tine. Eu voi participa ultimul. Și un nou obstacol, un scaun. Iar de aici mai avem asta. Fără să atingem jos. Voi abonați, dacă vă place cum se descurcă Eve, nu uitați să dați un like. Și aici Eve se descurcă minunat. Foarte ingenios ce face Eve. La următorul obstacol, Eve trebuie să stea pe această pernă 5 secunde într-un picior. Și să vedem când ești pregătită. 1, 2, 3, 4, 5. Gata? Și să vedem cum vei ajunge aici. Te poți folosi de un scaun. Ia uite, Maria, cum se descurcă Eve. Nu are voie să atingă podeaua. Deocamdată Eve se descurcă minunat. A ajuns pe scaun. De aici poți să ajungi acolo? Ia și nu călca jos. Dacă vei călca, vei pierde. Nu mai ai un pic, nu acum. Deci, vei călca în lavă? Și cum te descurci? Voi lua asta și voi pune acolo. Foarte ingenios. Ca să ajungi mai ușor. Eve se descurcă foarte bine. Sigur îmi va lua banii. Și de aici, când călcăm pe astea, va trebui să reziști 5 secunde pe vârfuri. 5 secunde pe vârfuri. Și 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Iar finalul traseului va trebui să te așezi cu fundul pe mingea asta. Din poziția asta, cum ajungi tu să stai cu fundul aici? Am eu o idee. Ia să vedem.
iar te folosești de aia. Super! Și cum? Și felicitări! Bravo! Și așa cum am promis, 200 de lei sunt ai tăi! Dar ai posibilitatea de a dubla suma. Ceea ce trebuie să faci este să te întorci pe tot traseul, să ajungi înapoi pe canapea. Și poți avea 400 de lei. Ce zici? Faci asta sau trecem mai departe la Maria? O să fac. O să faci? Hai să vedem înapoi cum ajungi tu pe traseu să-ți dublezi suma, să ai 400 de lei. Și acum va trebui să ajungi cât mai repede, doar să nu calci jos. Și înapoi pe scaun. Așa. Și cum vei ajunge tu până la ușă? Eve, continuă cu aceeași idee. Și nu prea merge. Greu. Încet. Totuși va ajunge. Eve, super ingenioasă. Și ai călcat pe covor. Nu-i voi. Ai pierdut și nu ți-ai dat seama. Nu ai dublat suma. Dar felicitări. Ai 200 de lei. Bravo. Urmează rândul Mariei să vedem cum face Maria să câștige. Abia aștept să-ți iau bănuții. Și a venit rândul meu. Deci poți să te folosești de orice din jurul tău ca să duci la îndeplinire tot traseul. Eu deja am făcut traseul, s-o văd pe Maria cum îmi face. La ea e mai greu la masă, pentru că cum o să se urce oare? Cum o să se urce oare Maria pe masă? O să mă văd foarte bine. Hai, start și o să vedeți. Hai. Start. Cum ajunge Maria prima dată să ajungă până la ușă? Folosește aceeași metodă ca și Eve. Dar e pentru ea e mult mai ușor. Okay. Nu pot să cred. Deci, aici va trebui să te învârți de 5 ori fără să cazi jos. Să vedem cum se învârte Maria de 5 ori fără să calce podeaua. E cam mic pătrățelul ăsta, sper să nu calc pe lângă și să nu amețesc. Să te văd, Maria! Să te vedem! Și avem 1, 2, să vedem dacă amețește Maria, 3, dă și invers, așa, 4 și 5. Eve a avut o idee foarte bună. Te puteai învârti și invers. Eu am zis de 5 ori, dar nu am zis în ce sens. Și ajungem la masă. Să vedem cum trece Maria peste masă. Opa! Ia uitați cum s-a cățărat. Nu, că am luat-o cu mine, poate mai trebuie. Ce metodă! Hai, Maria, să te văd! Și pe scaun. Și jos. Bravo! Cred că și Maria îmi va lua banii. Este foarte aproape. Acum va trebui pe această pernuță să reziști 5 secunde într-un picior. Să vedem. 1, 2, 3, 4, 4 jumate, 5. Bravo! Hai să te văd. Ok, nu mai are aici, deci ea nu are nevoie de scaune. Aici va trebui să reziste 5 secunde pe vârfuri. Și stai un pic să mă odihnesc. 5 secunde pe vârfuri. Hai, Maria. 1, 2, 3, 4, 5. Ea poate, pentru că stă pe tocuri. Și să ajungi cu fundul pe această minge. Cum va ajunge? Și să vedem. Și bravo! Felicitări, 200 de lei. Mulțumesc. Și pentru Maria. Și acum vrei să dublezi suma, să încerci să ajungi cât mai repede înapoi pe canapea? Bineînțeles că vreau. Să vedem dacă tu vei reuși. Să pun banii pe masă. Hai. Hai. Start. Start. Deci va trebui cât mai repede să ajungi. Nu mai contează. Cât mai repede, fără să atingi podeaua. Bravo! Voi, abonații, fiți atenți
Și spuneți-mi în comentarii dacă Maria greșește. Haideți să vedem mai departe. Va ajunge oare? Va dubla suma? Nu pot să credeți, este foarte simplu aici. Metoda Mariei este foarte ingenioasă. Și bravo! Și pentru Maria încă 200 de lei. Are 400 de lei câștigați. Bravo, felicitări! După ce terminăm provocarea, mergem la shopping, nu, Eve? Da! Tati, acum e rândul tău! Să înceapă traseul și pentru mine. Voi folosi tot așa o fermă din asta. Și de aici este momentan simplu. După care voi lua perna și o voi pune la mijloc. Haide, tati, să te văd! De aici ajungem aici. Să vedem cum te învârți tu aici. Este foarte simplu. Mă învârt. O dată. Unu. Doi. Doi. Mă iau un pic amețeală așa că mă voi învârti invers. Trei. Patru. Cinci. 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 Bravo! De aici să vedem la masă. Haide! Eu voi aborda altfel situație. Să nu atingi! Am atins un pic. Nu am atins, nu e adevărat. Am atins masa, dar nu am atins jos. Eu mă pot duce tot cu masă. Hai, tata! Și... Să te văd! Masa asta nu prea mă ține. Cred că am făcut o greșeală. Am ajuns aici. Ai grijă! Jucă scaun și de pe scaun. Să nu trebuie scaunul! Că eu am găsit tot! Hai să încercăm așa! Și am ajuns aici. Așa. De hai, aici tati. Ajungem la perna asta. 5 secunde. Și 1, 2, 3, 4, 5. Am rezistat. Ne folosim puțin de scaun și de aici punem un picior și un picior și dacă rezist 5 secunde de vârfuri și 1, 2, 3, 4, 5 și cum mă așez eu cu fundul aici? Voi folosi scaunul ăsta. O șmecherie, ia să vedem. Am încăput picioarele amândouă aici. Și, ca să învârt. Am descoperit o chestie și... Super! Am reușit! Bravo! Am reușit! Dar eu nu mă mai întorc înapoi. Gata, am transpirat tot, nu mai pot. Și recompensa ta! Am luat și eu 200 de lei. Bravo! Super! Bravo! Deci, Eve a câștigat 200 de lei, Maria a câștigat 400 de lei, iar eu 200 de lei. În total, 800 de lei, suntem numai buni de mers la shopping. Și acesta a fost challenge-ul nostru de astăzi, podeaua este lavă. Dacă v-a plăcut jocul nostru, să ne dați un like la acest video, să vă abonați la canalul nostru de YouTube, pentru că asta ne ajută cel mai mult. Și să ne scrieți un comentariu cu ce alte jocuri să mai facem sau cine credeți că s-a descurcat cel mai bine. Și pa, pa! Pa!